Credeți că dacă menținem acest ritm al vaccinării, am putea scăpa până la finalul anului, să spun așa, de, Da. Să revenim la viața pe care o știam noi așa dinainte de pandemie? Eu cred că da, și este evident că vaccinarea este cea care a produs efecte foarte bune și în România. Deja cele 3.800.000 de doze care s-au utilizat deja ne arată că au fost extrem de eficiente în menținerea stării de sănătate a populației. Ca să nu mai vorbim de formele ușoare. Iată domnul Arșinel, un mare artist al României, îndrăgit de toți, a făcut o formă ușoară care i-a permis ca, având vârsta de 80 de ani, să plece teafăr din spital. N-aș vrea să-mi imaginez ce ar fi fost dacă la 80 de ani nu era vaccinat, făcea o formă gravă de COVID-19. Deci, minciunile propagate până acum, cu rea credință, în mod evident, pentru că ăsta nu este un mesaj în sprijinul românilor, este un mesaj de decredibilizare a unor acțiuni guvernamentale, europene, globale, la nivel mondial. Probabil oamenii ăștia care propovăduiesc ca politicieni nevaccinarea vor să vadă cât mai mulți morți, pentru că ei își cresc procentele pe nenorocirile oamenilor, nu pe lucrurile bune pentru oameni. N-ar trebui totuși luate niște măsuri, pentru că sunt foarte mulți români care cred, ajung să creadă teoriile promovate de unele voci. Doamnă, le vor crede până se vor îmbolnăvi. Și când se vor îmbolnăvi, or să spună ce rău am făcut că nu m-am vaccinat. Și atenție, este un pericol care ne pândește la colț. Tulpina indiană, deja s-au depistat în România astfel de îmbolnăviri și se pare că vaccinurile actuale nu fac față tulpinei indiene. Este mai greu de distrus. Trebuie să fim tare atenți și eu o spun foarte deschis. Guvernul a fost prudent că menține starea de alertă care îi permite luarea unor măsuri.